După meciul juniorilor, în care Bradul Puntna a câștigat în fața Viitorului Liteni cu un categoric 6-0, seniorii s-au încurcat în porți. La pauză, tabela indica 0-0, deși putnenii au dat un gol care a fost anulat pe motiv de fault în atac. În minutul 49, Tomescu a marcat pentru Putna, iar 7 minute mai târziu, Țugui, deși jucător al Bradului, a marcat prin autogol pentru Viitorul Liteni. Meciul s-a încheiat 1-1. O partidă echilibrată între două echipe foarte bine din punct de vedere fizic, un meci de uzură, să spunem. Dominația a gazdelor, dar să, în același timp echipa noastră din Liteni s-a dăruit și s-a dedicat acestui joc. Da, îmi pare rău pentru rezultatul de 1-1 registrat astăzi în meciul cu Liteniu. Din păcate, o prestație foarte slabă a brigăzii de arbitri. Ni s-a anulat un gol valabil și îmi pare bine că s-a înregistrat acest meci, pentru că comisia de arbitri și observatorul va putea să judece altfel cu înregistrarea pe masă. Le mulțumesc băieților pentru efort, mulțumim galeriei și sperăm să aducem iar zâmbetul pe față etapa viitoare. În cadrul aceleiași etape, Sporting 2 Arbore Bucovina 2 Frătăuții Noi s-a încheiat categoric 2-9, Minerul Iacobeni Zimbrul Siret cu scorul de 3-2, Viitorul Verești a câștigat în fața Moldovei Drăgușeni cu 3-0. Progresul Frătăuții Vechi Voința Stroiești s-a încheiat 2-0, iar Șomuzul Preutești Avântul Volovăț s-a terminat cu scorul de 5-1. În prologul rundei, Șomuz Fălticeni s-a impus sâmbătă cu scorul de 2-1 în fața formației Ce Segura Humorului.